Dacă mergem așa... E deschisă ușa de la bucătărie. Nici nu știu ce să fac. LOL! Este Zombie Apocalypse. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou joc pe canal. Acesta se numește Five Nights at Freddy's Simulator și este un joc luat după FNAF, inspirat după FNAF, dar creatorul acela care a făcut jocul s-a gândit: bă, dacă aș face un joc în care lumea să se joace din perspectiva animatronilor din FNAF, să îi sperie pe Night Guards, cum ar fi? Și uite că a făcut joc, un joc, este gratis pe GameJolt dacă vreți să vi-l luați și voi, o să vă las un link în descriere de la joc, dacă vreți să vă jucați. Și da, faza cu jocul ăsta este că trebuie să faci exact ce fac animatronii în FNAF când te joci. Să omori Night Guard-ul. Easy. Și da, nu uitați un like dacă vă place. Dacă vreți să facem o serie, haideți acolo cu 20 de like-uri. Și bineînțeles vom face următorul episod. Astăzi mă gândeam să vă arăt doi animatroni. Așa la... Ca fiind primul episod. O să vă arăt pe Freddy Fazbear și pe Bonnie the Bunny. Da, pentru că tot este primul episod, ca să vă arăt așa puțin mecanica jocului și toate alea. Hai să-i dăm drumul. Nu uitați să dați și un share dacă doriți să mă ajutați să fac 1000 de abonați. Aș fi foarte recunoscător și, bineînțeles, m-ați face foarte, foarte fericit. Și follow pe Instagram, _robitsu3_, server de Discord. Aveți un link în descriere de la server. Și da, haideți să-i dăm drumul. Avem aici fast coin-uri pe jos. Ia uite, avem unul pe masă. Oh my god. Și da, acum suntem Freddy. Și efectiv trebuie să-l speriem pe Night Guard. Foarte frumos și foarte ușor. Da, aici am rămas blocați aici. Pentru că ăla se uită pe camere. Da, aici sunt endoscheletonii animatronilor. Da, și fiecare animatron are o abilitate pe care o poți folosi. Uite, eu am lulabia asta, nu știu ce face. Dar văd că mă pot mișca un pic mai repede. Asta am observat eu că face. Acum nu știu sigur. Și na. Faza e că trebuie să-l omori pe ăla până în ora 6. Vedeți acolo sus dreapta că este ceasul. 1 și 13 minute și 15. Și dacă vedeți sus stânga camera inactive, el se uită în office să vadă dacă sunt animatronii. Dacă nu, nu vede, dă pe camere. Dacă te prinde, o să-ți închidă ușa în față. Exact ce-ai face tu în FNAF 1. Logic, nu? Hai să vedem, bradere. Easy, l-am speriat. Așa, și dacă... Nu dacă. Când se uită pe camere, efectiv, nu poți să treci dintr-o cameră în alta. Nu știu, nici eu n-am înțeles asta, dar aparent așa vrea jocul. Bine, nu așa vrea jocul. Așa l-a făcut ăla, omul ăla. Am dat graficile pe loc ca să se miște bine, căci mai devreme când filmasem se mișcase puțin în lag, nu știu. Și, bă, mi se mișca extrem de bine, mă, când mă jucam. Dar pe filmare era puțin lag, nu știu de ce. Așa că, na, am început o filmare nouă și am dat graficile mult mai mici, totul mai mic. Haideți să dăm din nou pe Freddy. Și da, așa cum vă spusesem, fiecare animatron are câte o abilitate, dacă pot să zic așa. Freddy are asta, să se miște un pic mai repede, să fie mai sneaky, dacă pot să zic așa. Avem acolo un fast coin, avem două fast coin-uri, bine, două, mai multe fast coin-uri, dar uite, am primit 4 de la asta, de la ăla, nu știu câte sunt. Ia uite, mai e un fast coin, mamă, câte fast coin-uri, dude. Na, este destul de important să iei aceste fast coin-uri, pentru că așa poți să iei mai repede animatroni, să deblochezi animatroni noi. Cam asta faci cu banii, deblochezi animatroni. Ușor, frumos. Și da, suntem în pizzeria din Five Nights at Freddy's 1. Adică bănuiesc asta așa și voi. Da, uite că se uitați spre noi. Și trebuie să ai grijă, trebuie să îți faci o strategie ceva ca să nu te prindă ăsta. Hai să vedem. Bravo, easy. Frumos.
Uite-te pe cameră, dude. Așa, bravo. Și l-am speriat. Ia uite. Ce are mână, bă, carton? Hai că are carton. What the fuck? Ziceai că e carton, dude. Nu e tableta aia. Mă rog. Avem 156 de fast coin-uri. Nice. Foarte frumos. Foarte elegant. Da, mai băgăm un match cu Freddy, după care îi dăm cu Bonnie. Și acum o să ne uităm prin pizzerie, înainte de a trece la Bonnie. O să ne uităm pe aici prin pizzerie să vedem totul. Deci vă zic sincer că a imitat în totalitate pizzeria din FNAF 1. Al avem aici pe Bonnie, foarte frumos cu urechile lui așa. Nu știu unde e chitara, dar ține mâinile ciudat, ține mâinile destul de ciudat. Avem aici pe Chica cu cupcake-ul ei și da, în mână avem microfonul, dacă vedeți în dreapta. Da, foarte frumos. Aici este ieșirea și nu putem să ieșim. Mamă, facem turul pizzeriei, ești nebun? Vlog. Vlog din pizzeria FNAF, ești nebun? Gat. E clar. Vlog din pizzerie. Pizza vlog sau cum... Dar nu știu dacă am zis corect pizza vlog. Mă rog. Ce se vede aici? Ah, by the way. Când mă duc așa... Sau niște sunete ciudate. O să tac din gură, nu știu dacă se aude pe filmare. Eu totuși sper să se audă, nu o să dau mai tare pentru că da. Auziți? Se aud niște chestii ciudate acolo, în bucătărie, unde e Golden Freddy. Da, nu știu. Ok, acolo mai avem un fast coin. Aici este Foxy. Uite-l. Cu cârligul lui de pirat. Da. Așa, aici este parts în service-ul. Mamă. Avem acolo endoskeleton, capete de animatroni, chestii de genul. Nu cred că mai are rost să intru. Că bănuiesc că știți și voi camerele din FNAF 1. Dar totuși să vi le arăt și eu așa. Da, și aici e la Foxy. Nu? Uitați-vă cum arată Foxy. Lol. Da, bine că trebuia să te uiți tu pe camere. Bine că trebuia să te uiți tu pe camere. Dar v-am zis, nu poți să treci dintr-o cameră în alta când te uiți pe camere. Uite, e un fel de barieră ceva. Și aici... Aici e camera cu mături, cu chestii de genul ăsta, nu știu ce... Știți că e o cameră pe aici, se ascundea Bonnie. Înainte să sară să vină la tine la ușă. Ok, l-avem pe Nigel oricum să uită el acolo. Și celălalt coridor e la fel, nu cred că mai are rost să... e un fast coin fix la el. Este un fast coin fix la el. Lol. Haide, dude, nu mai te uita pe camerele alea când bag piciorul. Nu pot să le iau prin perete. Nasol. Yes, am luat la fix fast coin-ul. Mamă. La fix, băieți, la fix. Return to menu. Ok. Păi cam ăsta e turul pizzeriei, nu prea am ce să vă arăt în pizzeria din FNAF 1, pentru că, na, este mai micuță pizzeria asta decât cea din FNAF 2. Na. Haideți să trecem acum și la Bonnie. Bonnie the Bunny. Acum ne vom juca virgulă ca Bonnie. Și v-am zis, fiecare animatron are o abilitate diferită. Hai să vedem ce abilitate are Bonnie. Da, acum ne jucăm ca Bonnie. Uitați, aici e Freddy. Noi am fost ca Freddy mai devreme, acum suntem Bonnie. Ok, uite, și dacă vedeți jos dreapta are Rock On. E ceva cu chitară. Sincer, nici eu nu știu ce face. Oh my god. LOL. Cât de creepy poate să fie Bonnie, dude. Are ochii roșii. Oh my god. Wow. Asta chiar îl face creepy, mă jur. Nu știu, ochii roșii mereu au fost creepy. Hai să vedem să ne uităm după fast coin-uri, că sunt foarte importante. Acolo nu-i nimic. Să ne uităm după fast coin-uri. Poate să fie chiar și la Foxy în Pirate Cove acolo. Se generează total random pe hartă. Nu e. Nu prea sunt fast coin-uri. Nu prea sunt. Dacă mergem așa... E deschisă ușa de la bucătărie. Nici nu știu ce să fac.
LOL! Este Golden Freddy, ești nebun? Mamă, cât de creepy poate să fie. LOL! Mam! Bă, mă jur că niciodată n-am văzut chestia asta. E prima oară când văd. LOL! Mamă, nici Max nu cred că a văzut. Mamă, era Golden Freddy, ești nebun? Și faza e că s-a întâmplat la Bonnie, ați văzut. Deci la Bonnie s-a întâmplat, că la Freddy era închisă ușa. LOL, sunt curios la Chica, cum s-o vedea, sau la Foxy? Da, deci dacă facem 20 like-uri, vom mai face episoade și vom vedea toate chestiile, toate secretele, vom explora pizzeria să vedem schimbările. Da, și cam ăsta e jumpscare-ul lui Bonnie. Easy win. Niciun fast coin momentan, ceea ce chiar a fost ciudat. LOL, am văzut pe Golden Freddy, asta chiar m-a șocat. Și să vă zic sincer, Golden Freddy este animatronul sincer pe care mă sperie cel mai mult. Golden Freddy mă sperie cel mai rău. Pe lângă Puppet, care tot așa, foarte, foarte creepy. Și Puppet, cum ar fi să jucăm din perspectiva lui Puppet? Dar nu e Puppet, nasol. Dacă era Puppet, mamă, mamă, să vezi. Ok, hai să mai băgăm două meciuri și închidem și noi episodul. Poate mai descoperim chestii schimbate. Bă, dar totuși n-am apucat să vă arăt abilitatea lui Bonnie. N-am arătat să vă apuc să vă arăt abilitatea lui Bonnie. Hai să se încarce și vi-o arăt. Aici nu e nimic. Aici ce este? LOL, nu știu ce e acolo, dar ușa de la bucătărie cred că este încă deschisă. LOL, mi s-a părut că am văzut aici ceva diferit. Nu este nimic. Nici nu e nimic aici. Ușa de la bucătărie încă e deschisă. Gen din pizzerie. Wow, deși este foarte, foarte ciudat. Acum e închisă. Acum este închisă. Mamă. Deci ia-o pe asta, frate. Ia-o pe asta. Uite, hai să dăm Z. LOL. M-am speriat puțin, sincer. Chiar m-am speriat. Cred că... Da, l-a făcut pe ăsta agitat. LOL. L-am agitat pe ăsta. Am dat cu chitara, s-a speriat și acum e mult mai speriat și mai concentrat și... Nu știu cum să-ți vă zic. Bănuiesc că înțelegești la ce mă refer. Dacă ați fi în locul gânai guardului, hai să o gândim logic. Sper să nu mă prindă. Da, easy. Da, l-am speriat, a dat camera jos și l-am speriat. Yay! Da, l-am speriat, mamă, da, știu, am zis, l-am speriat, am dat camera jos și l-am speriat, da, știu. L-am speriat cu chitara, menționez, l-am speriat cu chitara, după a dat camera jos și după l-am speriat. LOL, știu, este, e mind blown, adică, mă rog. Hai să băgăm încă un match. Acum sunt curios dacă ușa de la Golden Freddy e deschisă. Asta chiar nu pot să știu. Hai să vedem. Ușa de la... Bă, da chiar, hai să vedem dacă mai sunt chestii deschise sau... Nu știu, schimbate. Că gen totul este random. Mai este închisă ușa aia? Da, e închisă. LOL, frate, bă, deci a fost total random aia. Cu Golden Freddy. Cred că este o șansă, nu știu sincer cât de mare sau cât de mică e șansa, să deschidă ușa și să-l vezi pe Golden Freddy. Nu știu care sunt șansele, sincer vă zic. Da, și l-avem aici pe Foxy, care stă el chiar cu minte. Nu e niciun fast coin acolo, nu ascunde niciun fast coin în mârlanu. Aici nu e nimic. Se uită fix spre noi, că se vede aia verde, lumina aia. Hai deodată, deod. Așa, bravo.
Hai să vedem, uite-te pe camere. Stai să puțin. Stai să se mai potolească ceva. Oh, no. Cred că am făcut o greșeală acum. Dacă înaintez, cred că... Da, am făcut o greșeală. Că m-a prins. A, și a închis ușa. În față. În față. Ușa este închisă. Nu știu care au fost șansele. Dacă știți voi, spuneți-mi acolo la comentarii. Eu, sincer, chiar nu știu. A fost total random, mă jur. Nu știam de aia cu Golden Freddy niciodată. Asta se uită încoace. Stai. Hai, mă. Mamă, dar bine că te uiți încoace. Mamă. Haide, închide camera aia, că nu ai ce să vezi pe cameră, îți strică ochii. Hai, bradere. Așa, bravo. Ești bun. Da. Ca aceeași chestie. L-am speriat, am dat chitara tare, am făcut zgomot. Bine, bănuiesc că v-ați speriat de la asta. De la abilitatea lui Bonnie, prima oară când am dat-o, nu știu. Bine, știu că s-a auzit încet, dar la mine s-a auzit foarte tare. Deci când porți căști și te joci, se aude extrem de tare când dai abilitatea lui Bonnie. Nu știu cum s-a auzit, nu știu cât de tare s-a auzit pe filmare. Dar aici vom pune și noi punct episodului. Pentru că, da, avem 211 fast coin-uri, am făcut aproape 100 de fast coin-uri, dacă nu mă înșel, de când am început episodul. Da, vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și vreți să facem o serie. 20 de like-uri egal o nouă serie. Menționez 30 de like-uri egal. Jucăm cu Chica și cu Foxy data viitoare. Dacă se fac sub 30 de like-uri, jucăm doar cu Chica. Dacă se fac peste, o să jucăm cu Fox și cu Foxy. Deci jucăm și cu Chica și cu Foxy. Și da, sper că v-a plăcut clipul. Nu uitați să vă și abonați la canal cu clopoțel dacă... N-ați făcut-o până acum pentru a primi notificare când mai postăm sau facem live-uri. Live-uri, nu știu, nu o să mai facem așa des. Pentru că, da, începe școala și trebuie să învăț și eu să mă... Nu știu, să mă orientez oarecum și spre școală, nu doar spre YouTube. Să învăț și pentru școală. Și, da, YouTube oricum nu mă las, vă zic de acum, oricum nu mă las de YouTube. Dacă am ajuns până aici, clar nu o să mă las. Da, nu uitați și de un follow pe Instagram dacă doriți să mă contactați sau să mă vedeți la față, _robits3_. Serverul de Discord aveți un link în descriere de la el și ne vedem data viitoare. Pa, pa!